ambele mâini pe vola, n-ai înțeles? Ok. Cum adică nu? Ba da! Bun, uitați-vă ce face Remus. Își face nevoile la mine în Dacie, ok? Doamne ferească-mă, Remus! Salut și bine la un nou episod din The Long Drive. Sunt aici împreună cu pisica. Bună! Cu Remus. Salut! Și cu Focaru. Salut! Și da, ne jucăm The Long Drive, varianta multiplayer, oameni buni. Așa arată când te pui pe crouch. Dacă vă întrebați, nu știu ce se întâmplă în jocul ăsta. Ceva normal. E ceva, da, complet normal. Așa, normal, și o să normal, mergem astăzi într-o călătorie împreună. Să vedem dacă ne vom descurca cu mașinuța aia. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Câte like-uri să strângem la episodul de azi, a? Ia ziceți voi rapid. 35 de mii. Deci 35 de mii de like-uri. Și dacă strângem, ce facem? Mai filmăm? Cum să nu? Zi, Remus, se mai filmăm sau nu mai filmăm? Normal, păi mă gândeam că știi și tu. Bine, mă, hai să vedem. Hai să vedem dacă reușim să strângem like-urile. Și hai să vedem care-i treaba cu mașinuța. Deci avem motorul în spate aici. Ia, să închideți capota asta. Să nu furi, să nu furi motorul, auzi? Să nu furi motorul. Așa că închid aici fain frumos. Și o să mă duc să pun benzină. Înainte să continuăm cu acest episod, vreau să vă anunț foarte rapid că League of Legends Wild Rift este acum disponibil pe telefoanele mobile și este complet gratuit, așa că dacă vreți să vi-l luați, aveți un link în descriere și este exact jocul pe care mi-l aduc eu aminte de pe calculator. Eu mă joc League of Legends încă din varianta beta, nu m-am mai jucat de foarte mulți ani, dar acum că a apărut pe telefonul mobil, frate, și pot să mă joc oriunde, efectiv stau pe canapea, stau în pat și mă joc League of Legends. Așa că vă recomand să vi-l luați și voi, pentru că uitați-vă ce grafic are și, nu știu, mi se pare absolut demențial că au făcut chestia asta. Și faptul că te poți juca, după cum v-am spus, de oriunde. Jocul rulează la 60 de FPS-uri, se mișcă superb, până și pe o tabletă, un Tab S4 mai vechiuț, tot în 60 de FPS-uri se mișcă, așa că încercați să vedeți cum vă merge, dar eu zic că optimizat super mega bine. Așa că, da, hai să trecem la episodul nostru înapoi. Asta e apă. Avem nevoie de apă? Cred că avem nevoie... Așa că vreau să iau pasta benzină. Așa, unde-i mă ăla? Unde se pune benzină la mașina asta? Luăm așa frumos ăsta... Ia vezi, 1, hai cât strângem, 2,5, suficient momentan. Și hai să punem și niște apă la motor. Deschide aici, să pun ulei. Hai să punem și ulei dacă e. Dacă pun eu, da, umplu, da, umplu la coolant tank. Gata, avem apă full. Și hai să vă mergem. Vă place mașina cu? Ce ai făcut, mă? Eu nu văd că aș fi vopsit-o. Păi da, nici eu. Cum nu, că e roșie? No, nu, nu, la mine e portocalie, e galben. Galben. Hai, intrați înăuntru, hai. Hai, băgați-vă. E sit. Ce ți-a arătat acolo borcan cu ciorbă? Bă, care-i și ăla pușca cu el? Nu știu, n-am nimic. Focaru! Se dezmembrează mașina! Gata, m-am luat pușca. Gata, m-am luat pușca. I-a luat și mâna! Care are mâna așa lungă? Focaru! Ok? Bă, dă-te de la volan! Remus, tu ești? Remus? Da. Bă, unde s-a dus? Bă, vino ca să dau mare bătaie. Hai, sunteți gata? Hai. Da. Hai. Care, bă, care bagă-ți mâna în mașină? Bă, bă, care n-a închis, mă, bă, la motor? Să aducă cineva să închidă la motor. Hai, du-te. De ce, nu vezi? Du-te, păi nu văd nimic, nu văd să dau cu spatele. Așa, bravo. Bă, dar ce nu se aude? De cum facem? Ai dat mâna lui Focaru la roți. Focare, mâna ta e cam lungă, nu știu de ce, ce s-a întâmplat. Mâna mea e aici în mașină, mâna mea e în mâna mașină. Ta e în afara mașinii, dacă, da. Aaa, ce bă, caută mâna ta aici? L-am pierdut? Bă, s-au băgat unul în altul! Bă, am ieșit bar! Ai, vină încoace! L-am pierdut pe Remus! Remus! Bă, stai, dar unde-i... Bă, stați mă fiecare la locul lui, nu vă mai puneți unul în altul. E cineva e pe locul meu? Eu eram... Hai, hai, urcă, urcă! Hai că mai plecăm mâine dacă e vorba de așa. Bă, de ce poți frumos ai Remus? Dar de ce ai mâna asta lungă? Nu înțeleg! Pentru că mi-a luat arma și s-a bugat. Doamne ferească, mă! Așa, fiți pe fază că trebuie să ajungem la destinație, ok? Avem o misiune foarte importantă și anume să găsim combustibil și poate să găsim ceva de mâncare. Ouleu! Sunteți bine? Totul mai bine? Da, ceva normal. Da. Bun, totul frumos. Stai să ajustez aici oglinda. Bun, ajustăm și oglinda asta așa frumos. Să nu băgați radio, că n-am casete la mine cu muzică.
Ia să vedem acolo ce e. A zburat o roată sau mi se zbără mie? Să zboare o roată. Bă, a zburat ce? A zburat ceva, dar nu știu ce a zburat. Bă, nu mai avem turometru. Ce nu mai avem? Bă, mi-a zburat kilometrajul. Mi-a zburat kilometrajul, frate. Remus, cumva, cumva tu mi l-ai scos? Nu. Trag frâna de mână, mers. Bă! Remus, așa faci tu? Cine ți-a... Cine ți-a dat carnet? Remus, închide portier. Mama, drifturi! Chia drift! Cararabia! Aia merg pe două roți! Bă, deci nu uita să apăsați butonașul de like, pentru că jocul ăsta, în formula asta, în multiplayer, mi se pare de 10 ori mai amuzant și mai mișto decât jocul inițial. Bă, ne cărăm o roată după noi? Unde? Uite acolo în față, că se vede o roată. În față? Roata de rezervă! Da, iată-vă de roată. Cred că o fi roata de rezervă, ce-i dreptă. Poți să apeși pe cât dacă vrei să te uiți din afară? Bă, Remuse! Remus, ai scos portierul! Remus, nu te mai iau data viitoare cu mașina! Te duci cu bicicleta data viitoare! Ia, ce acolo? Avem... Stai, fiți atenți că avem o zonă acolo. Hai! Nu știu ce e aia, dar... Dai, tra frâna de mână și nu vede! Nu trai, păi normal, nu e ca să tragi tu frâna de mână. Sora, îți deschid ușa să sari. Nu! Frână! Oh, no! Oh, no! Hata-o! Bă, frate! A sărit cineva din... Bă, ce se vede? Nu ce? Cred! Cine ești din... Ce? Bă, frate! Am pierdut pe cineva pe drum sau ce? Cred că da. Nu știu. Cine e în mașină, în primul rând? Eu. Pe ieși afară! Eu. Bă, nu pot. Bă, mi-a blocat jocul. Nu pot să ies. Ce se întâmplă? Ce eu ce fac, spre exemplu, acum? Păi unde ești? Eu cred că te-ai băguit rău. L-am pierdut pe Remus pe drum. E că ești la ambele mâini acum, are mâinile întinse. Bă, ce e asta? Nu cred. Hai să mergem în casă asta, să vedem. Uite, aici altă mașină. Da, hai să... Nu mai văd nimic. Am găsit mașina. Remus, mașina băgată în pământ. Remus, te-ai aruncat din mașină cumva? Păi, is not responding, gata. Not responding. Asta, o să revenim. Dați-mi partajare. O să revenim imediat să te luăm și pe tine, stai liniștit. Hai să investigăm. Da, dați-mi partajare, focar, dăm partajare. Hai să investigăm casa asta momentan și după aia revenim. Săracu Remus a rămas pe drum. Focarul are mâinile. Antenă. Nu prea avem cine știe ce pe aici, ce e asta? E un motor ceva. Da, într-adevăr. Nu prea avem cine știe ce aici. Vom reveni în momentul în care luăm pe Remus și suntem iarăși pe drum, da? Pentru că Remus săracu a murit pe drum. Rip Remus în comentarii. Hai. Dați un like să review. Îl învățăm pe Remus cum regretul se conducă. Sunt instructor. Stai, bă, stai așa o secundă. Eu sunt instructorul tău, da? Hai. Da. Deci fii atent, da? Așa. Ambele mâini pe volan. Băi, alo. Așa. Uite-te la mine. Ambele mâini pe volan, ai înțeles? Ok. Cum adică nu? Ba da. Da. Acum, te rog frumos să-ți reglezi oglinda. Este. Mai reglează o dată. Nu ai... Nu ai, mă! A, de asta n-am nevoie! Ba da, reglează și pe aia, ok? Ia uite, cu o reglare... Nu aș... Băi, nu vreau eu să mă văd, reglează-o, Gata, așa! Nu, tu trebuie să te vezi, trebuie să vezi în spate! Gata, văd în spate! Uite, mai ai și tu colegi, tu vezi că ai colegi în spate care așteaptă să tura la șofer? Da! Păi și? Nu-i lași și pe ei? Hai! Hai deodată! Și încurte pe volan mâna aia! Apasă I și după aia W. Deci apasă space. Apasă space? Asta-i frână de mână, s-a apăsat? Da! Acum apasă din nou space. Așa? Am tras-o. Apasă I. De acolo la jos. Apasă I. Și după W. Și după aia W. Ar trebui să meargă accelerația. Păi dacă nu pornește mașina, ce să-i fac? Nu-ți pornește? Stai, mă, ia dă-te mă jos. Doamne, ce elev! Ieși afară! Pornește-o tu! Ieși să pornească mașina! Păi, am oprit. Era pornită, nu știu de ce nu merge la tine. Deci fii atent. Am lăsat-o așa, da? Fii atent că e lăsată fără... Așa. Așa, intră înăuntru. Și așa. Dă I. Apasă I. Pornește? Am oprit-o?
Și acum văd că e contactul pus. Așa, ea. Dă-i dublu V acum, dă-i dublu V cu contactul pus. Ia uite, păi, dar nu ține mâna pe contact. Dă-i să se vadă contactul că l-ai pus și dă-i dublu V ca să accelerezi. Asta fac și nu vezi că pune mâna la contact. Doamne ferească, mă, iau și-mi vârte de volan. Bă, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. Dă-te jos că nu știi. Hai că te învăț eu. Vino cu acea, hai că te învăț eu. Deci fii atent. Dar ce e lângă tine? Ce e lângă mine? Aulă! M-a sus niște picioare. Ce e acolo? Ce e la picioare? Ce? Ai ceva la picioare? Ce am la picioare? Stai, ce? Ce e aia? Ce e aia? Remus, Remus s-a-i făcut, nevoile pe... Oameni buni, uitați-vă ce face Remus, își face nevoile la mine în Dacia, ok? Doamne ferească-mă, Remus! Ce-ai mâncat? Hai, intră, închide... Știam ce miroase urât aici! Popcii, închideți portierele, că avem iepuri! Avem iepuri ucigași! Deci... Stai așa, stai să trecem de iepuri ăștia ca să-l învăț pe Remus să conducă. O secundă, Parchez aici. Ia fiți pe față, da? Ce-ați făcut, mă? Ce s-a întâmplat, Remus? Sper că nu ai ți-ai făcut nevoile iar. Remus, lasă oglinda aia. Ok, deci fii atent. Ești atent? Așa. Da. Care a deschis ușa? Hei! Nu eu, lol, chiar nu. Okay. Ok, deci aia, las-o așa. Așa. Și pe asta, bă, tu vrei să mă enervezi că o arunc acum afară. Deci fii atent, Remus. Da. Deci, se face așa, da? Îți aranjezi oglinda. Mă, căzut oglinda. Așa, le reglez. Ce să mai reglezi? Ah, uite că pusă. Vine iepurile. Și acum apeși așa pe accelerație. Ia uite și cum merge. Asta a urcat pe mașină. Ce? Iepurașul s-a urcat pe mașină. Ba da, la mine da. Nu, la mine nu e niciun iepuraș. Nu. Gata, mă, și vezi cum conduci, vezi? Păi și la mine de ce nu merge? Păi nu știu ce să zic. Închide-mă portiera. Ia uite, Remus, cât deschide portiera. Cum s-a uitat amândoi la tine? Vezi, zi-mi, Remus, ai înțeles cum se conduce? Zi-mi așa. Da, zi-mi, zi-mi din cap așa, ia să văd. Oh, da. Oh. Ce s-a întâmplat? Bă, se dezmembrează mașina. Bă. Atât de bune încât se rupe. S-a rupt Dacia. Oprește-te! Am tras frâna de mână. Avem, ce s-a întâmplat? Avem ușa în, acolo. Ușa în portbagaj. Bă, avem poană sau ce? Avem ușa în portbagaj. Lasă roata aici! Că nu mai avem. Ia stai, mă. Le facem tune. Eu te o pune. Gata, mă, stai. Totul e de minune, totul e perfect. Hai, pune-o, bag-o. Da, așa. Închide ușa. Fiate, Max, deci mă urc la volan. Te urci la volan, da? La volan. Îți aranje... Închide ușa. Ia, Max! Dar n-am făcut nimic! Mă, ce se întâmplă? Păi eu am făcut sau tu ai făcut? Că cine s-a pus la volan? Hai, împingeți-o, împingeți-o. Ajutor! Stai, mă, că ați dezmembrat Dacia. Dobra 2. Da, secundă. Cum să pun din pește asta înapoi? Da, secundă, mă, cum? Asta era de aici sau de unde era? Da. Da, o secundă, că ați dezmembrat mașina. Gata. Gata? Hai. Da, o secundă, că vin acum cu portiera. Mamă! Faine! Așa trebuia? Gata? Nu. Da, da, e bine, gata. Stai, că nu-mi place bara asta ruginită să o arunc. Tuning. Gata. Merge, mă, dă-i acolo, dă-i pe accelerație. Hai, dă-i, bagă-ți, pam. Baga cincea. Fără nu plec cu a cincea de pe loc. Dă că te împing, hai. Bă! Încerc să-l împing, îl împing cu piciorul. Nu merge. Lasă că conduc eu, nu știu de ce nu merge, dar... Hai să vedem. Uite, mă, eu îi dau drumul de aici. I-am dat drumul și uite,
Deci la mine merge, nu știu de ce la tine nu merge. Bă, am pierdut pe cineva. Nu. A, era... Ok, era pe acela. Era peste mine, era în brațele mele. E, ce zici? Vrei un ceas? E băiat, da, vrei un ceas? Da, cât face boss? Te-l dau boss? Te-l dau ieftin, te-l dau ieftin. Ce? Bă, care ați scos ușa? Cine e ăla? Cine e ăla? Care? Cine e ăla din spate? Remus! Da, nu, e focar! E focar? Ia să față! Ce? Să teleportează cineva pe scaune, unde e acum? Remus! Remus, tu ești? Ai scos toate ușile? Da. O iese de afară, Remus! Nu mai e Remus! Remus îmi distruge mașina, îmi distruge Dacia! Frate, mai ajungem și noi la destinație sau sal? Nu! Uite ce facem, fură tot! Bă! Mi-a furat tot și mi-a aruncat! Cred că de la contact, bă, nu era bun. Zici? Păi da. Și acum cum ce facem? Că nu mai avem portiere, nu mai avem kilometraj. Nu mai avem nimic. Oh, avem o destinație. Avem o... foarte repede, tu. Fiți atenți că avem o locație în față, fiți pe fază. Dar eu nu mai știu cu cât merg acum. Adică, cam asta ar fi problema, să zic. Nici eu nu mai avem. Fii atent că stă frâna de mână. Nu tragem nicio frână de mână. Bă, ultima dată când ne le iau pe Remus, dacă nu... Uite-te și tu, nici nu vrea să învețe să conducă măcar. Bă, dacă nu merge. Eu îl învăț. Eu sunt instructor bun, nu trage... Hei. S-a pus cu mine față. Eu stau și eu în față să văd, că din spate nu prea văd. Am înțeles. O, avem aici o locație, fiți atenți. S-a pus toată lumea în față? Bine. Bă, erați prea Remus! Și ar s-a băguit. Nu, că e Max. Nu, e toată lumea e în față. Aoleu, stai așa. Da, mergi mai încet că mi se buguiește ea. Da, mă, gata, am oprit. Bă, e un iepure acum. Cred că am mers cu 200 la oră. Da, sigur am mers de aceasta cu 200 la oră. Wow, motocicletă vreau. Unde? Eu te bă, bă, trabantul ăsta e în condiție excelentă. Ce are casa asta? Uitați-vă, trabantul ăsta e nou-nouț. Wow, cu ăsta mergem. La mine toate s-ar... Casa asta, măi... E posedată, că s-ar tăpi de ea. Da. Am înțeles. Vreau motocicleta! Dar unde vezi tu motocicleta, că eu nu văd nicio motocicletă? Aici, asta e motocicleta. Care, what? Asta e motocicleta. Asta e o pisică, lul. Nu, aici e motocicleta la mine. What? Nu, e pisică. E un semn! La mine e un semn, gen. Nu mai aici, bă, alo, în spate! Unde? Aici e motocicleta, aici. Asta e un trabant! Nu, la mine e motocicletă! E trabant! Păi și eu pe ce m-am urcat acum? Nu, s-a pus în aer! În aer! What? Hai că nu pornește trabantul, poate mașina asta e bună pentru mine! Poate! Hai, încearcă, dar nu are benzină, cred că. Sau ce trebuie să-i pui la treabă? Bă, da, asta e nou-nouță, e neruginită, nenimic, adică gen... Bă, eu nu văd ce vedeți voi, deci nu știu unde să mă așez. Ok, stai să văd dacă pot să-i dau gen cheie. Ce se întâmplă? Lul, s-a pus cineva în aer. Dar mașina asta face urât. Sare tot în aer. Hai, că am înțeles. Da, deci clar, multiplayer-ul din The Long Drive nu este finalizat. E doar un test beta momentan, dar... Ia uite cum are treaba. E promițător. Dacă vă place și dacă mai vreți episoade amuzante, nu uitați să apăsați butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!